Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, a doua cafea de dimineață, cum spuneam, cafeaua virtuală la Mesagerul de Neam și Știri din Neamț, în exces, nu dăunează deloc sănătății. Astăzi avem o ediție specială, în acest moment, un invitat special. Ne bucurăm că este printre noi, pentru că, nu-i așa, face parte din breaslă, ca să spun. Eu nu pot să uit că el este în primul rând jurnalist și după aceea politician, din punctul meu de vedere. Deci, în platou, în această dimineață, domnul Rareș Bogdan, ziarist, europarlamentar și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Eu spun în ordinea asta, dumneavoastră, în ce ordine doriți? În aceeași ordine. În aceeași ordine, pentru că meseria nu mea nimeni toată viața și sunt încântat de câte ori vin într-un studio, mai ales că eu am făcut carieră, lumea mă știe, din presa națională și apoi din PNL, dar am făcut carieră în presa locală și regională în Transilvania, la Cluj, și sunt foarte încântat de câte ori intru într-o redacție locală sau o redacție regională și mă întâlnesc cu colegii mei pentru că mă năpădesc amintirile. Așa că e foarte corectă, foarte corectă înșirirea dumneavoastră. Eu așa vă consider. Alături de domnul Rareș Bogdan, care în momentul acesta, ca să spun așa, este un susținător venit la Piatra Neamț, domnul Mugur Cosman Ciuc, președinte PNL Neamț și candidatul la președinția Consiliului Județean. Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă revăd și pe dumneavoastră și cei care vă urmăresc în direct. Mulțumesc pentru primirea frumoasă pe care ați avut, o caldă față de domnul Rareș Bogdan. Vă salut și o zi cât mai ușoară și o emisiune cât mai productivă. Pentru noi și pentru dumneavoastră. Noi știm. Da, și bineînțeles, nu putea lipsi în emisiune Andrei Carabela, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Bine ai revenit, Andrei. Bine v-am găsit, bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru invitație și urez tuturor celor care ne urmăresc o cafea foarte bună. Să dea Dumnezeu să fie cafeaua foarte bună, pentru că timpul este scurt, la ora 10.30, cu ocazia asta și anunț pe toată lumea, va fi o conferință de presă în direct la turnul lui Ștefan cel Mare, pentru că nu avem foarte mult timp, începem cu Rareș Bogdan. Domnul Rareș Bogdan, în zilele trecute, dacă nu mă înșel, la Reghin, pentru că sunteți într-un turneu, spuneați foarte clar un lucru care poate ar trebui să fie ascultat și în Neamț. Degeaba câștigi o primărie, degeaba ai niște consilieri locali într-o primărie, dacă nu ai și președinția Consiliului Județean. Și tot dumneavoastră spuneați că PNL-ul își propune, dacă nu mă înșel, peste 20 de președinți de Consiliul Județean. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Nu, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, îi salut pe tot nemțenii, pe toți cei care ne urmăresc și le spun că a sosit o clipă extrem de importantă în care vom vorbi în următorii 4 ani de zile și vom realiza schimbări majore pentru Piatra Neamț, cu Andrei Carabela și, bineînțeles, pentru județul Neamț, cu Mugur Cosman Ciuc. Le spun de ce, pentru că următorii 4 ani și 3 luni la guvernare va fi Partidul Național Liberal. Președintele României a anunțat extrem de clar că nu va pune un premier de la PSD, orice s-a întâmplat din cauza a ceea ce a făcut acest partid în ultimii 3 ani de zile, atacând tot ceea ce înseamnă filon pro-occidental, democrație, încercând să scoată pur și simplu România de pe harta europeană, iar PNL se află într-un maxim istoric, este o poziție unică în ultimii 30 de ani, în care avem președintele României, avem guvernul și premierul și urmărim să obținem numai puțin de 180 de parlamentari, astăzi avem 96 de parlamentari și bineînțeles de la 8 președinți de Consiliul Județene să ajungem la peste 20 de președinți de Consiliul Județene și de la 1100 de primari la peste 1500. Având în vedere că avem exemple în această campanie electorală pe care le prezentăm tuturor de administrații liberale care au schimbat viața locuitorilor din comunele, orașele, județele unde sunt aplicate, dar trebuie doar să încercăm să exportăm aceste exemple către locuri ca Neamț, care se află în topul ultim, deci pe penultimul loc la absorbție de fonduri europene, pe penultimul loc
sau în ultimele locuri la conectare la rețeaua de gaze, la conectare la rețeaua de apă, e dureros. Un astfel de județ cu un potențial atât de mare să fie din cauza administrațiilor proaste și în special administrației județene devastatoare, extrem, extrem de slabă și ticăloasă, să ajungă în această situație. Nu se poate așa ceva. Trebuie niște manageri buni, atât la Piatra Neamț, cât și la județ. Și cele două alegeri pe care Partidul Național Liberal le-a făcut, în persoana lui Mugur Cosmanciun și a lui Andrei, sunt alegerile unor oameni tineri, a unor oameni care se bucură de susținere la vârful Partidului Național Liberal, în guvern și în Parlament, pentru că e foarte important. Mugur are și experiența parlamentară, legislativă, pentru a reuși să implementeze proiectele, iar cu susținerea mea și a lui Siegfried Mureșan, care a fost sâmbătă aici, vă pot asigura că vor veni bani europeni spre Neamț. Nu se poate. Nu se poate ca Neamțul să ajungă într-un top al sărăciei și într-un top al neaccesării de bani europeni, când banii europeni stau și nimeni nu ia. Da, așa este. Și mai adaug la ce spuneați dumneavoastră, la acea listă de probleme, faptul că nemțenii figurează într-un clasament tot la coadă, la venituri. Deci, vă dați seama, eu vă spun și vă spun cu sinceritatea jurnalistului de data asta. Am fost și în Ialomița și în Giurgiu, am fost și în Constanța și în Timiș și în Cluj și în Sălaj și în Satu Mare. Vă doare sufletul să vedem că la Satu Mare sau la Sălaj sau la Neamț sau la Ialomița sau la Giurgiu sau Brăila, dacă vreți, Galați, oamenii au preocupări care în alte județe au fost depășite cu mult din cauza administrației extrem de bune. Adică dacă eu le spun acum unor timișoreni, clujeni, unor brașoveni că vorbim despre, că vorbim la Neamț despre autobuze, despre troleibuze, despre chestiuni, despre rețea de, despre conectare la rețea de gaze, se uită la mine, pentru că Emil Boc aduce în momentul ăsta autobuze electrice cum nu are nici măcar Berlinul sau Stuttgartul. Adică e o diferență atât de mare și nu e normal, pentru că nemțenii nu sunt diferiți față de clujeni. Și Brașovul acum, de curând, au anunțat exact același lucru. Deci preocupările sunt foarte diferite, pentru că acolo rețeaua de gaze este completă. Deci toate comunele, toate localitățile sunt conectate în rețeaua de gaze, au ajuns până în vârf de munte cu rețelele de gaze. Sunt rezolvate problemele parcurilor industriale și accesului la investiții. Vă dau exemplu Mediaș, Sebeș, Blaj, Sunt Nicolau Mare, care nu mai fac față. Vin oameni din afara țării, iar la Sunt Nicolau sau la Deta vin de peste graniță, din Ungaria, pentru că nu mai este forță de muncă. Iar aici lumea pleacă în continuare în migrație externă, adică în Occident, respectiv în migrație internă în interiorul țării, spre orașele din vest. Și nu e normal. Nu e normal din multiple motive, dar în primul rând istorice, de calitate extraordinară a acestor oameni frumoși, cu sufletul cald, cu o inteligență și cu un patriotism aparte. Și mai vă spun ceva ca român ortodox, patriot. E dureros inclusiv pentru leagănul acesta extraordinar al credinței noastre strămoșești. Nu e normal ca oamenii ăștia să fie abandonați. Eu simt că acești oameni au fost abandonați și nu au fost abandonați de cineva de departe. Au fost abandonați de cei care i-au condus, de președintele Consiliului Județean, de primar, de reprezentanților la București din partid, fostul partid de guvernământ, și lucrurile astea se pot schimba. Sper să înțeleagă lumea că vorbesc cu patos, dar vorbesc pentru că mă doare sufletul să văd lucrurile de genul ăsta. Eu atâta mai vreau să vă rog, cum comentați faptul că în anumite județe, cum e și în Neamț, PSD-ul a ales să se ascundă sub o altă titulatură? Le e rușine. Lor le este rușine de propria siglă. Ei știu ce au făcut, câte ticăloșii au făcut în 7 ani și cum au încercat să păstreze anumite zone în sărăcie pentru a încerca să le controleze. Ba prin ajutoare sociale, ba prin frica introdusă că nu se dau pensii, că nu se dau aia, că vor fi... ei au introdus, au învățat să guverneze și să câștige alegeri prin teama indusă în mințile oamenilor. Și sunt o serie de județe din Moldova și județe dunărene sau dobrogene, unde PSD a încercat să facă acest lucru de 30 de ani. Acum, sigla PSD nu mai aduce cei 3 trandafiri, nu le mai aduce voturi. Le e rușine lor de mizerile pe care le-au făcut 7 ani de zile și de ce nu au realizat în zonele unde au avut reprezentanți multipli.
cei 28 de baroni roșii PSD, unul dintre ei de frunte pentru ei în Ticăloșii este la Neamț, în persoana lui Arsene, sunt ultimii mohicani ai răului. Ăștia sunt ultimii care încearcă să convingă lumea că dezvoltarea, că modernizarea, că creșterea nivelului de trai nu sunt necesare. Le spun eu oamenilor, sunt extrem de necesare și le mai spun ceva. Să nu creadă că dacă trăim cu autobuze electrice sau dacă aducem bani europeni sau dacă încercăm să aducem investiții străine pentru locuri de muncă, suntem mai puțin patrioți. E sigur că nu sunt mai puțin patrioți niciunul dintre cei care fac acest lucru. Știm exact ce înseamnă monumentele, ce înseamnă tradițiile, ce înseamnă valorile noastre strămoșești și cât de important este să le prezentăm atât străinilor cât și copilașilor și nepoților noștri și să nu creadă că dacă încercăm să trăim ca în Occident, vom uita ceva din ceea ce este românesc. Nici gând asta. Domnul Cosmaciuc, rare ori mi-a fost dat să aud două persoane de forță într-un partid și în Parlamentul European să spună da, eu și cu Siegfried vom garanta că în județul Neamț vor veni fonduri europene. Se întâmplă rar într-o campanie. Domnul Bălănescu, vedeți, mă cunoașteți și ne cunoaștem de mult timp. Și vă spun și astăzi, pentru că e foarte important ca toți cei care vă urmăresc și toți cei care contează și gândesc liber în județul Neamț să înțeleagă un lucru. Acest județ, o repetăm, este în coada sărăciei. Asta este adevărata fața județului Neamț. Acest județ este în coada clasamentului pe orice salariu mediu făcut de o instituție corectă, obiectivă, salariul mediu în economie. Și acest lucru se întâmplă pentru că acest județ a avut de-a lungul timpului și mai ales în ultimii 4 ani o conducere PSD care a urmărit doar acest lucru, sărăcia oamenilor ca să-i poată manipula. Ionel Arsene este un baron prin definiție. Și vă spun lucrul acesta cu simț de răspundere, nu într-o dorință de a jigni, pentru că fiecare trebuie să-și asume calitățile. El și-a asumat această calitate de a conduce ca un stăpân un județ întreg în care fiecare, dacă vrea să miște ceva, trebuie să-i ceară lui voie. Trebuie să depășim această mentalitate și să intrăm într-o logică normală. Vedeți, când a venit domnul Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, a spus ce a spus astăzi domnul Rareș Bogdan. Eu, în județul Bihor, vorbeam despre apă, canal, gaz, acum 20 de ani. Domnul Bălănescu, 20 de ani pierduți de un județ și o comunitate. Este inadmisibil ca în 2020 să ne luptăm cu o pandemie, pe de-o parte, cu toate tendințele economice care vor fi accentuate de criză, dar de globalizare, cu un cuvânt apăsat care își va spune cuvântul, iar aici în județ să dea cineva cu apă chioară pe stradă, apă cu săpun și să spună că face dezinfectare. Nu este admisibil. Județul are nevoie de dezvoltare. Și când zic dezvoltare, uitați-vă să dau un subiect din ultimele zile. Spitalul COVID, spitalul mobil de la Lescani, pe care unii s-au lăudat că l-au deschis și l-au inaugurat. Spitalul nu este inaugurat la utilități, nu este racordat la utilități. Spitalul nu are aviz de funcționare de la DSP. Numai două lucruri minime pe care trebuie să le îndeplinească orice unitate medicală. Este inadmisibil să păcălești lumea și să nu-ți asumi rolul de mincinos, să spui că ai deschis un spital când acolo nu poate să meargă nimeni pentru că nu are apă, nu are utilități, nu are aviz DSP. Și s-au cheltuit, domnul Bănănescu, mulți bani. Noi, consilierii județeni PNL, noi PNL am atras atenția de la bun început. Acolo este un tun financiar. Acolo lucrurile vor fi analizate, după cum am văzut în presă și de alte instituții. Dar ce este mai grav este că lumea poate să moară din cauza faptului că unii inconștienți fac poze și spun că inaugurează spitale. Sunt fonduri europene care nu au fost accesate pentru tot ce înseamnă pandemie COVID. Lucrul acesta l-a spus Marcel Boloș, l-a spus Rareș Bogdan, l-a spus Siegfried Mureșan. Este inadmisibil, domnul Bălănescu, în 2020 să nu avem fonduri europene accesate pentru implementarea infrastructurii sanitare pentru combaterea COVID-ului. De asemenea, am spus-o și o repet, apă, canal și gaz este nu o prioritate, este o normalitate pe care fiecare gospodărie trebuie să o aibă. 2024 ne va găsi cu o conducere liberală care a implementat aceste proiecte. Toate aceste proiecte vor fi realizate pentru că sunt fonduri europene și pentru aceste lucruri. Apa Servu și acum oprește apa,
în diferite zone, în funcție de cum are chef Ionel Arsenie să dea apă la oameni. Nu se poate așa ceva. Lucrurile acestea trebuie să fie oprite, pentru că omul care conduce apa serv nu are nicio legătură cu managementul acolo. Omul care conduce apa serv nu are decât un singur obiectiv. Să aloce preferențial lucrări unor firme. Nu se poate ca din 2016 și până în 2019 să fie existat un contract cu o firmă de consultanță care avea un singur obiectiv. Să asigure cadrul transparent pentru implementarea programului pe fonduri europene, iar din cauza că acea firmă nu a vrut să facă rabat la calitate și transparență, i-a fost reziliat contractul, ca acum să caute un consultant care să ajute, nu știu, pe care firmă să preia contractul de implementare a fondurilor. Și vorbim de o firmă de prestigiu. Vorbim de o firmă de prestigiu. Nu-i dăm numele să nu zică lumea că facem noi reclamă, dar vorbim de o firmă de prestigiu. Lucrurile acestea denotă clar o gândire medievală, arhaică. O gândire care nici prin anii 90 nu aveau cei care au venit la putere după 89. Nici atunci nu își permiteau să facă astfel de lucruri. De aceea, domnul Bănănescu, și dumneavoastră și toți cei care sunteți în județul Neamț, la fel ca și noi, trebuie să avem puterea să spunem că pe 27 septembrie județul se va elibera. Și se va elibera de sub conducerea unui baron care vrea să-l țină blocat. Ionel Arsenie este Liviu Dragnea. Asta este Ionel Arsenie acum. El este Liviu Dragnea al României. Andrei Carabela, ai sprijinitori și tu puternici, care întotdeauna au venit și au vorbit foarte frumos despre tine. Te rog frumos să comentezi puțin acest subiect, vizita lui Rareș, cum te ajută, ce speri, ce aștepți. Ai anunțat că vrei să implementezi în primul an fonduri europene de 150 de milioane de euro. Te rog frumos să detaliezi. Eu sunt foarte onorat să stau la masă cu doi oameni care mi-au demonstrat încă de la primul contact, de la prima interacțiune cu ei, patriotismul. Și este o valoare pe care mi-o asum și eu, o valoare personală pe care o integrez de ani buni. Și eu sunt mândru când stau la masă cu oameni care îmi arată că dragostea de țară e un motiv de mândrie. Și mă gândesc la genul de reacții pe care le-am întâlnit adesea în spațiul public atunci când vine vorba despre patriotism. Foarte mult se rușinează atunci când vorbesc despre dragoste de țară. Eu îmi aduc aminte cu foarte mare plăcere când îl urmăream pe Rareș în emisiunile sale și mă inspira felul în care vorbea cu pasiune, așa cum a făcut-o și mai devreme, despre țara sa, despre localitățile de care se simte atașat și așa mai departe. Acum este vorba despre același lucru pe care trebuie să-l trezim și noi în Piatra Neamț. Trebuie să trezim mândria pietrenilor de a fi pietreni. Trebuie să ne bucurăm că avem atâta potențial în jurul nostru, atâta oxigen, pe care nu l-am valorificat așa cum ar fi dat oamenilor să valorifice talanții biblici, așa cum ne-a dat Dumnezeu. În ultimii 4 ani, domnul Bărănescu, eu nu sunt venit din Giurgiu și văd foarte bine ce se întâmplă în orașul în care trăiesc, în orașul pe care îl iubesc. În 2016, cineva a venit și ne-a promis că ne face platou pietonal la curtea dumnească, că reabilitează blocuri, că face 18 km de pistă de bicicletă, că face o casă a căsătoriilor, că extinde rețeaua de troleibuz. Haideți să ne uităm în jur puțin și să vedem câte din toate aceste promisiuni s-au realizat. În ultimele săptămâni am mers zi de zi în acțiuni de campanie, acolo unde se face campanie, la firul ierbii, și am vorbit cu mii de pietreni. Nu numai că nu s-au realizat aceste proiecte care au venit pe calendarul de promisiuni de acum 4 ani, nu numai că nu s-au realizat aceste proiecte, dar nu s-a întâmplat nici măcar lucrurile elementare pe care trebuie să-l facă un primar, și anume să aibă o viziune de administrare a orașului, dacă nu neapărat una de dezvoltare. Iertați-mă, dar orașul acesta, spuneați dumneavoastră la un moment dat că nu se deosebește care este periferia de centru. Oamenii au așteptări foarte pertinente. Nu este nimic absurd în ceea ce își doresc oamenii pentru orașul lor. Siguranță pe străzi și
Domnul Chitic ne promitea acum 4 ani o poliție locală mult mai activă care să urmărească acest obiectiv mult mai bine, și anume siguranța cetățenilor. Uitați-vă, mergeți în Speranța, în Băleni, în Mărăței sau în Dărmănești. Oamenii se plâng la tot pasul de scandaluri și de amenințări pentru că nu își pot lăsa copiii singuri. Cum arată orașul la capitolul îngrijirea spațiilor verzi? Iertați-mă, dar de când ieși de pe ușa blocului și faci 10 minute în jur, te plimbi, ai sute de lucruri care ți se par respingătoare din prima. Faptul cum arată bordurile, cum se chinuie mămicile cu copiii care își plimbă copiii în cărucior sau persoanele cu dizabilități. Ieri am întâlnit două persoane cu dizabilități. În plimbările mele prin oraș și discuțiile cu oameni, am întâlnit două persoane în cărucior cu rotile. Și le-am întrebat, cum ți se pare orașul, cum te descurci? Ambele persoane, vă jur, mi-au răspuns cu un bun simț, care pe mine m-a surprins extrem de plăcut. Ne adaptăm. Eu cred că totuși nu trebuie să ne chinuim oamenii și nu trebuie să-i lăsăm pe ei să se adapteze. Ar trebui să le arătăm mai mult respect. Iar ca să le arătăm mai mult respect, trebuie să avem în fruntea instituțiilor, acolo unde este pixul în mână, trebuie să avem oameni patrioți, onești și implicați. Și de asta cred și vă spun răspicat că pe 28 septembrie eu trebuie să fiu la primăria Piatra Neamț și Mugur Cozmanciuc la președinția Consiliului Județean Neamț, pentru că este nevoie de oameni cu suflu nou, cu viziune și cu dorință de implicare. Vorbeai despre Piatra Neamț și cum arată. Eu aș vrea să fac o simplă completare. Este diferența dintre modul în care se face curățenie cu mătura în oraș și când bate vântul și când plouă și când ninge și modul în care se face curățenie, de exemplu, în Oradea, unde sunt mașini electrice care nu poluează, oamenii se duc cu mașina în centru, în pietonalul Oradei și culeg totul fără zgomot, fără mizerie și într-un mod civilizat. Aceasta este diferența. Aici suntem noi, acolo sunt ei. Da, vreau să mai interveniți, domnul Cosmin. Exact asta vreau să punctez și vreau să gândim următorul lucru. A vorbit foarte frumos Andrei. Vedeți cu cât mult un simț vorbește, cu cât respect și mai ales cât de clar vrea să transmită mesajul că este diferit. A spus și dumneavoastră, Oradea versus Piatra Neamț. Vă spun și eu, Bihor versus Neamț, Brașov versus Neamț, Sibiu versus Neamț sau Cluj versus Neamț. De fapt, va trebui să înțelegem că acel județ este binecuvântat de Dumnezeu. Are tot ce trebuie în afară de management. Vreau ca județul Neamț, vreau ca Piatra Neamț cu Andrei Carabelea primar să fie exemple, așa cum vorbiți și dumneavoastră și eu, despre alte municipii sau ori județe din țară. Și lucrul acesta este posibil. Înainte de 89, județul a fost bine sistematizat și gândit. Lucrurile acestea trebuie aduse. Pe plan economic, platformă industrială și sunt locații unde să se dezvolte, cu parcuri logistice, pentru tot ce înseamnă industrie creativă, inovație sau IT&C. Din punct de vedere economic, iarăși, avem foarte multe resurse care pot fi valorificate. Sunt producători în industria textilă, industria de prelucrare a tot ce înseamnă produse din zootehnie, industria lemnului. Toate acestea sunt branduri care sunt valorificate foarte puțin de județul Neamț, după cum și Piatra Neamț în sine, ideea cu perla Moldovei este doar un reper rămas în mintea multora dintre noi. Din păcate a rămas o mărgică. Centrul Internațional de Sănătate, și vă spuneam puțin mai devreme, de o problemă de manipulare. Centrul Internațional de Sănătate este un proiect, când am spus că pe partea de sănătate noi avem proiecte, Centrul Internațional de Sănătate este un proiect pe care îl avem Consiliul Județean, Primăria Municipiului Piatra Neamț, împreună cu tot ce înseamnă zona metropolitană, astfel încât județul Neamț, Piatra Neamț, să devină un reper, așa cum sunt alte repere în țară. Un centru național de excelență și un centru internațional de sănătate sunt lucrurile care vor crește și calitatea actului medical, dar și calitatea vieții sociale. De asta am vrut să intervin, mă scuzați. Domnul Aleș Bogdan, vreau înainte de a interveni, vreau să vă spun ceva. Aminteați de orașele din Ardeal unde nu se mai găsesc oameni să lucreze. Vă confirm, aseară cineva din Mediaș, că ați pronunțat,
m-a sunat și m-a rugat insistent să-i fac cumva să găsească șoferi, plătește 1000 de euro pe lună, cazare și masă și nu găsește. Apropo de diferențe. Știți că nu este, deci cetățenii, nemțenii sau mureșenii sau sibienii, nu sunt diferiți. Ei sunt la fel. Sunt români și cei din Ialomiță, și cei din Brăila, și cei din Constanța. În schimb, administrația și mai ales conducerea administrației este complet diferită. În timp ce în zonele conduse de PSD sau de UDMR, pentru că dacă n-aș fi făcut acest turneu pentru a vedea cât de retrograd și cât de slabi manageri sunt cei din UDMR care conduc județele din județe din Transilvania, nu i-aș fi adăugat alături de PSD. Dar acum o să o fac de fiecare dată, pentru că îmi dau seama că oamenii ăștia n-au nimic cu modernitatea, n-au nimic cu occidentalizarea României. Gândiți-vă că avem așa Giurgiu, Vaslui, Mehedinți, Ialomița, Neamț, Vrancea, Galați, Brăila, Olt, Dolj, Ilfov, Telorman, toate județe, conduse cu excepția Ilfovului, care e condusă de Liberat, toate sunt conduse de către PSD, de către baron PSD. Aici nu e vorba de culoarea politică și de faptul că sunt la un partid sau altul, e vorba de abordare. Numărul de bani, deci fondurile europene atrase de către acești baroni roșii sunt extrem de reduse. Ei au fugit de bani europeni, ei au fugit de dezvoltare, ei au preferat să-și păstreze alegătorii în sărăcie, să nu dezvolte localitățile, să nu investească nici în drumuri decât bani guvernamentali, dacă au investit, să nu investească în rețelele de gaze, în rețelele de apă, să nu investească în parcuri industriale pentru a încerca să aduci investitori, pentru că nu au mentalitatea de acest fel. Pentru ei o populație sărăcită, o populație în sărăcie, înseamnă o populație sigură, captivă, la vot, doar către un singur partid. Vremea asta s-a terminat. Nemțenii n-au de ce să voteze cu acest gen de personaje. Fie că sunt la primărie Chitic, care îmi pare foarte rău, dar nu a făcut mai nimic aici la... Nu poți să fugi de banul european. Nu poți să fugi și să vorbești despre faptul că marea ta realizare e că ai plătit rate și pe durata a 4 ani de zile. Ai plătit rate. Păi asta înseamnă un dezvoltator și de oraș. Și să omiți să spui cum s-au făcut acele datorii. Deci nu se poate așa ceva. Dincolo, la județ, situația este și mai tragică. Păi în timp ce unele județe au vorbit de toate acestea acum 20-25 de ani, 14 ani, 12 ani, noi vorbim în Neamț despre chestiuni firești de care țin de civilizație acum. Cum se poate? De ce lucrul ăsta? Ce au făcut nemțenii ca să merite o astfel de soartă? Vă spun eu, în afară de faptul că s-au rugat la bunul Dumnezeu, exact ca orice alt român, nu au făcut nimic, dar au primit pe cap cât un personaj din ăsta sinistru, care a zis, nu contează ce fac, eu mă îmbogățesc și țin pe ăștia să... Exact după modelul ciocoilor, după modelul grofilor, după modelul celor care țineau iobagii ca să-i țină doar pentru exploatare. Cam așa vor, să-i exploateze la vot, să le introducă frică că nu se plătesc pensii. Am plătit pensii, am mărit pensiile acum, pe întâi, cu cea mai mare creștere de pensii din ultimii 30 de ani. 14, n-am mărit cu 40? Le vom mări și diferența în momentul când nu dezechilibrăm bugetul. Avem 5 luni de COVID, avem criză economică și cu toate astea am mărit cu 14% fiecare pensie. Și o să o facem, repet, cu tot ceea ce s-a votat. Dar dacă PSD și-ar fi dorit cu adevărat să mărească pensia, ar fi făcut-o a doua zi după ce au votat legea în Parlament în urmă cu un an și ceva. Dar n-au vrut să facă asta. Au scos au ieșit Florin Câțu cu documente care demonstrează că inclusiv fostul lor ministru, Orlando Teodorovici, știa foarte bine și a atras atenția că nu poate mări, că dezechilibrează bugetul printr-o adresă trimisă fostului premier Viorica Dăncilă. Deci vă dați seama, limbajul acesta dublu, limbajul acesta ticălos, nu ține de lucrurile, normale care înseamnă dezvoltare. Dezvoltarea înseamnă viziune, înseamnă oameni pricepuți, înseamnă oameni de bun simț, oameni cu cei doi au câte o familie frumoasă, au o carieră extraordinară și se implică în viața cetății. Eu am încredere că genul acesta de oameni care au și legăturile necesare, atât cu cei de la Comisia Europeană și Parlament,
cât și cu cei de la, din partea guvernamentală. Iar 4 ani de zile, pe partea guvernamentală, vor fi reprezentanți ai Partidului Național Liberal. Aici vreau să ne oprim un pic. Am spus așa, trebuie să ai primari, dar trebuie Consiliul Județean. Degeaba ai Consiliul Județean... Dacă n-ai guvern. Dacă n-ai guvern. Degeaba ai guvernul dacă este un guvern ostil președintelui. Ați văzut ca jurnalist și, în 30 de ani ce duce un guvern ostil președintelui. Exact. Și degeaba ai și astea dacă nu ai voci și oameni care să lupte în Parlamentul European. Și peste toate astea urmează bătălia finală care se dă după aceste 3 bătălii intermediare, europarlamentare, prezidențiale și acum locale, bătălia finală prin care avem nevoie de majoritate parlamentară. Pentru că noi guvernăm în condiții vitrege astăzi. Avem 96 de parlamentari și avem nevoie la fiecare lege de o majoritate de 233. Noi negociem cu 8 grupuri politice constituirea majorităților pentru a ne trece legile și pentru o bună guvernare. 8 grupuri politice care gândiți-vă că sunt USR, PMP, UDMR, minorități, grupare din ALDE ruptă de Tăricianu, Pro-România, grupare de independenți, toate acestea înseamnă negocieri, timp pierdut, condiționările lor și de multe ori șantaje la adresa noastră pentru a obține diverse... Deci e foarte greu, pentru că nu ai cum să ai coerența pe care ți-o dă o majoritate de, în Parlament, în care nu trebuie să fim, că nimeni nu e absurd să zică, domnule, vrem 233 de parlamentari. Nu, nici eu cred că e cazul. Cred că e cazul să existe una, două forțe politice lângă tine care se tragă de mânecă. Pentru că altfel riști ca puterea absolută să te ducă să derapezi. Nu, e bine să existe și două forțe, dar îți trebuie forța de bază care să poată să constituie și să vină cu proiecte de modernizare acestei țări. Nu sunt cuvinte mari, sunt cuvinte reale. Cei 80 de miliarde de euro negociați de președintele Iohannis, gândiți-vă că România avea alocate 34 de miliarde și am obținut 80 de miliarde, însă datorită prestației președintelui și relaționării sale speciale, acestea vor intra în economia românească. De ce să nu ajungă 1 miliard de euro în Neamț? De ce să ajungă doar în alte județe ale României? Nu, trebuie să ajungă 1 miliard de euro în Neamț în următorii ani. Nu doar, sigur că nu vor intra dintr-o dată, că trebuie să existe proiecte, trebuie să existe implementare, trebuie să existe echipe, dar sunt absolut convins că pas cu pas se pot face lucrurile grozave și aici. Dar pentru asta trebuie niște oameni vizionari, cum sunt cei doi, niște oameni muncitori, niște oameni ancorați politic în partidul de guvernământ, cum sunt Mugur și cu Adrian, și care să aibă și susținere puternică. Pentru ei e foarte simplu, pun mai un telefon. Alo, Ludovic, avem nevoie de, domnule prim-ministru, Rareș, am nevoie de o intrare la comisarul X pentru că avem nevoie de o chestiune legată de X chestiune. Avem nevoie de a merge la Ministerul Transporturilor sau la Ministerul Sănătății sau la Ministerul X. Sunt colegii lor. Sunt colegii lor. În comisiile parlamentare, Mugur e parte a comisiilor parlamentare. Știe ce înseamnă funcționarea comisiilor parlamentare. Nu doar cele de ordine și siguranță națională, care sunt foarte importante și vorbesc într-un județ unde patriotismul e valoare de bază, dar și Mugur acolo este, dar și cele economice, și cele de transport, și cele de mediu. Și toate lucrurile astea îi califică, îi recomandă ca oameni care pot să facă lucruri grozave. Dacă nemțenii vor în continuare să creeze un conflict, să se izoleze între puterea guvernamentară și parlamentară, prezidențială, continuând să-l susțină pe un baron care e în conflict cu toată lumea, inclusiv cu propriul partid, atunci, sigur, poate vor să se enclavizeze, nu înțeleg. Eu nu cred că asta își dorește Neamț. Nici eu nu cred că cineva își dorește o enclavizare, dar pe logica celor discutate înainte, poate trebuie să subliniem că primul pas pentru realizarea tuturor acestor lucruri sunt alegerile din 27 septembrie. Peste 2 săptămâni și 3 zile. Deci ăsta este primul pas și din cauza aceasta poate ar trebui subliniată cât mai des această idee. Primul pas al unui proiect mare care se întinde nu pe 2 ani, nu pe 4 ani, ci cum spuneați parte chiar și dumneavoastră și președintele Iohannis spunea, 10 ani de acum încolo, ăsta este planul. Domnul Cosmanciuc, cum vă încadrați în planul acesta? Exact în planul acesta am vorbit de la bun început. Dacă vrem să vorbim cu adevărat despre dezvoltare, trebuie să privim lucrurile durabil cu un orizont de timp mediu. Foarte frumos și corect a spus Rareș Bogdan aici. A zis foarte clar,
Județul Neamț are de ales între a se așeza în lumea județelor, în lumea orașelor care se vor dezvolta, sau de a se izola. Noi, Partidul Național Liberal, vorbim despre dezvoltare. Asta înseamnă autostradă, care se lege Iașul de Târgu Mureș, Autostrada Unirii. Asta înseamnă autostradă care se lege Suceava de București, un alt coridor foarte important. Autostradă care se lege județul Bacău de Brașov, iarăși un alt coridor foarte important. Lucrurile acestea se vor realiza. Însă, mai mult decât atât, noi vom veni și mai departe și vom realiza reconectarea Neamțului cu cele trei tronsoane de autostradă. Bacău, Piatra Neamț, drum expres cu două benzi pe sens. Bacău, Roman, la fel, modernizat. Piatra Neamț, Roman, modernizat. Piatra Neamț, Târgu Neamț, modernizat. Și fiecare din cele trei municipii, două municipii și orașul Târgu Neamț cu inel ocolitor. Am spus-o și o repet, este inadmisibil să fim în anul curent și să stăm uneori la intrarea în Târgu Neamț câte 2-3-4 ore pentru că stăm la un singur semafor care nu a avut capacitatea să fluidizeze traficul din cauza unor incompetențe. De aceea vă spun, Județul Neamț trebuie să se dezvolte și noi pentru asta milităm. Primul pas îl reprezintă alegerile, în care oamenii au de ales între un baron și o tipologie medievală sau între ceea ce înseamnă dezvoltare, respect și bun simț. Și astăzi am să vă dau un exemplu de bun simț și de respect pe care guvernul Orban îl va da. Când va da o hotărâre de guvern pentru ceea ce înseamnă susținere financiară din fondul de rezervă, va aborda echilibrat lucrurile. Nu va da doar pentru cei care sunt PNL. Va avea grijă și de PNL. Pentru că așa este normal, că este partidul care e la guvernare să susțină parlamentarii, primarii care muncesc. Dar va privi și PSD, primari PSD, cu echilibru. Nu cum a făcut Ionel Arsenic când își bătea joc de municipiul Roman, de municipiul Piatra Neamț sau de alt primar cărora le dădea, știți cât? 5.000 de lei vechi. Cum să dai 5.000 de lei vechi la o unitate administrativă teritorială? O masă. Țineți minte, domnul Bănănescu, când am mers cu toți primarii, da. 25, și a zis că nu-l interesează. 25 de primari au fost în fața lui și a zis că el nu le dă bani pentru că nu sunt de la PSD. Este inadmisibil ca să definezi banul public în funcție de cum vrei să ții tu pixul în mână. Nu. Lucrurile se vor schimba. Noi le vom schimba. Andrei Carabela va fi primarul municipiului Piatra Neamț. Andrei Carabela are tinerețea de partea lui, care îl va ajuta, ca și peste 20 de ani când merge pe stradă, să spună, sunt aici, sunt de aici, sunt al vostru. Este un om cu bun simț. Nu vrea să fie baron. Nu vrea să fie un om care să fie plimbat cu tablou în brațe pe la evenimente. Este un om corect. Și mai ales, este un om de echipă. Acest tandem, Andrei Carabela, Ungur Cosmanciuc, va fi tandemul care va imprima dezvoltarea județului. Pentru că județul mai are o calitate și am repetat-o. Și o repet și acum. Latura spirituală, patrimoniul cultural, sunt peste 60 de mănăstiri. Sunt fonduri europene și v-am spus și o repet. Astea nu 150. Le pot lua nici baronii. Au încercat. Au încercat să le manipuleze. Sunt peste 150 de milioane de euro care vor fi atrase pentru reabilitarea acestor obiective turistice. Dar toate. Nu într-o competiție în care, în funcție de cum îmi dă o icoană la un eveniment, un părinte, dau mai mulți bani sau nu. Nu. Lucrurile trebuie privite integral. Și în sensul, se va crea un cluster în domeniul cultural și spiritual, în care, așa cum am discutat cu domnul ministru Boloș, cum am discutat cu domnul Sifrin Mureșan și cu domnul Rareș Bogdan, pe fonduri europene direct de la Bruxelles, 150 de milioane de euro pot fi atrase în județul Neamț pentru reabilitarea tuturor obiectivelor spirituale, culturale. Pentru că și Casa Creangă este tot obiectiv. Cetatea Neamț este tot obiectiv. Hogaș, când a scris pe drumuri de munte, aici a fost. De aceea, aceste fonduri vor veni pentru a pune cu adevărat în valoare ceea ce trebuie pus în valoare. Și mai venim în completare cu o idee pe care am repetat-o și o spun și astăzi, pentru a se auzi bine. Mocănița. Mocănița este, practic, dezvoltare turistică și promovarea județului. Mergem în județul Suceava dacă vrem să vedem o mocăniță și ce înseamnă ca și fonduri și investiții. Mergem în județul Maramureș dacă vrem să vedem pe Valea Vaserului ce înseamnă un astfel de obiectiv. Asta înseamnă bani care se vin aici. Bani care se aducă turiștii. Sau dacă vreți, mergem în afară și vom vedea ce înseamnă dezvoltări și concepte cu adevărat de a gândi atragerea de bani de la oameni pentru a promova
turismul. Acest lucru se va întâmpla, pentru că trasee precum Tazlău, Tarcău, Tașca, Piatra Neamț, cu Ejdel sau până spre Durău, trebuie promovate. Mai și ales făcând, că existau deja și mai făcând, se găsește și cine vedeți, de acum. Vedeți, făcând aceste lucruri, nu facem decât să punem în valoare ceea ce a existat și până acum și ceea ce noi trebuie să facem, adică să dăm neamțul nemțenilor. Însă, pentru asta, pe 27 septembrie, lumea trebuie să meargă la vot. Și trebuie să aibă încredere că își aleg viitorul pentru mulți ani. Și aici este o echipă puternică, bine pregătită și cu o susținere, după cum se vede, de la cel mai înalt nivel. De la Parlamentul European, Parlamentul Național, Premier, Guvern, până la cel mai mic nivel, în orice comună vom ajunge. Și aș mai adăuga un singur lucru, că ne-am pus de acord și asupra nevoii de a avea niște repere. Și noi ne uităm acolo unde contează pentru a aduce în Piatra Neamț acele lucruri care să dea în sfârșit administrației județene și locale un ecou pozitiv la nivel național. Pentru că de prea multe ori ne-am făcut de râs la nivel național cu inaugurări ridicole și nu are sens să continuăm în același stil. Noi ne uităm cum se face administrație performantă, administrație liberală în adevăratul sens al cuvântului, la Oradea, la Cluj, la Alba Iulia, la Reșița. Localități care au fost transformate de oameni care au avut viziune, dar au avut și o gândire strategică de a face lucrurile pas cu pas și bine organizat în timp. Nu ne mai putem gândi la dezvoltarea comunităților în stil medieval, ridicând ziduri și uitându-ne strict în jurul, în interiorul granițelor localității. Trebuie să gândim dezvoltarea Piatra Neamțului, de exemplu, la nivel de arie funcțională urbană. Pentru că vor veni și foarte mulți bani europeni nerambursabili pe această direcție și din punct de vedere al dezvoltării urbane metropolitane, Piatra Neamțului s-ar cuveni în viitorul exercițiu financiar 252 de milioane de euro la care ar avea acces prioritar. După care, dacă nu scrie proiecte, și mie tare mi-e teamă că dacă continuăm în același stil o să ne lăudăm iarăși cu plata ratelor și a facturilor, acești bani trebuie accesați cu proiecte, cu viziune, cu o echipă care să lucreze la implementarea acestor proiecte. Nu ne putem lăuda doar cu semnarea contractelor. Trebuie să implementăm și trebuie să facem absorpție. Aș vrea să spun un lucru despre ce cred că va face diferența între acest stil de administrație mediocră pe care ne l-a arătat un primar șters, un primar modest, și o administrație care să aducă dezvoltare în comunitate. Diferența o va face votul din 27 septembrie. Dar, pentru a face acest lucru, avem nevoie de o prezență masivă la vot. Pentru că, uitându-mă la discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii în ultimele săptămâni, am observat foarte multă resemnare. Și credeți-mă că împreună cu colegii mei care facem zi de zi teren, facem zilnic exerciții de smerenie. Pentru că oamenii ne spun simplu. Nu mai cred în nimic din ce spun politicienii. Nu mai credem în promisiuni. Uitați-vă ce s-a întâmplat în orașul acesta. Nu s-a făcut nimic. Și au perfectă dreptate. Când iau și mă uit în programul de guvernare locală din 2016 și văd atâtea proiecte trecute acolo și 89 de milioane de euro chipurile atrase, dintre care zero au fost absorbite în acest mandat, evident că parcă nu mai ai un argument să le spui oamenilor. Și cu toate acestea, trebuie să le spunem oamenilor că avem nevoie de speranță, avem nevoie de un suflu nou acolo. Dacă rămânem acasă și nu mergem la vot pe 27 septembrie, cu siguranță aceiași oameni vor rămâne pe funcție și nu se va întâmpla nimic în continuare. Trebuie să scăpăm de cumetrii, trebuie să scăpăm de această nepăsare față de binele comunității. De asta fac un apel foarte sincer și foarte hotărât la toți oamenii de bună credință din oraș și din județ să meargă la vot și să nu creadă că votul lor nu contează. Dimpotrivă, este extrem de important să vină și să dea un vot asumat, informat, să analizeze profund ce s-a întâmplat până acum, ce a mers bine, ce a mers rău și care sunt acele proiecte credibile. Vă mai spun un lucru. Programul de guvernare locală pe Piatra Neamț 2020-2024. La fel cum este gândit și programul de guvernare județeană al domnului Cosmanciuc, sunt făcute cu validare de la oameni care au venit să ne susțină în această perioadă. De la domnul ministru Boloș, de la domnul Sigrid Mureșan, Rareș Bogdan, dar și oameni la care am apelat pentru că au
au experiența și au fost parte din administrațiile performante din țară, cum ar fi Nicușor Moldovan de la Alba Iulia, care a fost parte a echipei și coordonatorul echipei care a tras 352 de milioane de euro într-un oraș aproape jumătate cât Piatra Neamțul, de exemplu. Să spunem că ele fac parte și din plan general al PNL-ului de dezvoltare, pentru că nu poți să mai te dezvolți autarhic. Pe final, eu aș mai continua, dar știu că trebuie să ajungeți la conferința de presă. Pe final, ultimul cuvânt pentru Lareș Bogdan, cu o precizare, dacă nu vă întreb și chestia asta, eu mi-o iau bătaie, că am vreo 60 de mesaje care le primesc. Mult mai simplu. E mai bine politician decât jurnalist? Asta este o întrebare și după aceea finalul, ca să te încadrăm în emisiunea electorală. Nu e mai bine. Nu e mai bine politician decât jurnalist, în schimb pot să fac mai multe ca politician decât ca jurnalist. Deci, din punct de vedere personal, era mai relaxat, câștigam bani reali, mult mai mulți bani și aveam o libertate mult mai mare. Asta se vedea. Și eram mult mai, cred că eram iubit de mult mai multă lume, așa sunt iubit de o parte dintre oameni. Nu trebuia să plătesc oarele sparte din partea nimeni, eventuală al Oreste când mai sărea și trebuia să plătim la CNA ceva. Sau Oana Stănciulescu sau Stelia Negrea sau Cristi Diaconescu era decent și nu făcea el. Dar, sau Doru Măriș, în schimb, vă spun ceva. Eu puteam rămâne jurnalist și stăteam cu oferte pe masă foarte bune. Probabil dacă aș fi rămas, ar fi fost cel mai bine plătit jurnalist din România la oferta pe care o aveam de la o televiziune în momentul în care am decis să intru în politică. Nu-mi pare rău deloc că am intrat. Sunt încântat că am intrat și chiar dacă, din punct de vedere personal, viața mea e mult mai agitată acum, sunt încântat că pot să fac lucruri. În presă puteam influența mentalități, puteam să dau informații, să creez trenduri cu ajutorul invitațiilor mei, creasem o emisiune de mare, mare succes și mare influență, dar din punct de vedere al schimbărilor, nu puteam să le fac de acolo. Schimbările le faci în momentul în care te implici. Ca europarlamentar, ca ministru, ca deputat, ca consilier local, ca primar, ca președinte de Consiliul Județean. Emil Boc sau Ilie Bolojan sau Gheorghe Robu sau Mircea Haba, care l-am amintit pe Nicușor Moldovan, care e un om extrem de valoros, care astăzi lucrează la Parlamentul European și care a fost în spate alături de Mircea Haba și Ion Dumitrel la atragerea de fonduri europene pentru primărie. Spatele lor scrie 6 de milioane de euro. Exact. Și Nicușor Moldovan e partea proiectului și în momentul când eu azi dimineață, la ora 9, l-am văzut alături de Andrei și de Mugur, m-am luminat la față, pentru că ultima dată l-am întâlnit pe coridoarele comisiei în urmă cu 3 luni de zile la Bruxelles și știu cât ce a făcut alături de Dumitrel și de Haba la Alba. Ei, acești oameni, deci dacă vrei să schimbi lucruri, trebuie să te implici în politică. Pentru că altfel rămâi un personaj care poate deveni interesant, poți să influențezi mult, poți să informezi lumea, să aduci adevărul în casele lor, dar nu poți schimba cu adevărat lucruri decât în politică. Așa e construită lumea democratică. Și primul pas al schimbării pe 27, nu? Pe 27 e primul pas și e important și rog pe nențeni să cumpănească foarte, foarte atent. Să se uite la acești doi tineri de mare, mare viitor și să se gândească la faptul că viitorii 4 ani la guvernare va fi 100% Partidul Național Liberal în parteneriat cu președintele României și n-are rost să se gândească altfel lucrurile, pentru că e pur și simplu ar fi o greșeală ca ei să rămână într-o guvernare retrogradă care nu le-a adus nimic. Dacă le-ar fi fost foarte bine, îi înțeleg. Dar ei văd ce s-a întâmplat în acești 4 ani. Iar PSD, gândiți-vă că a avut putere, a avut parlamentul aproape dominat total, a avut guvern, a avut președintele Consiliului Județean și unde au ajuns? Justiție, etc. De asta s-au preocupat ei. Cum să scape de cătușe cei care au jefuit bugetele publice. Asta a fost preocuparea lor. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc și eu. Aș mai continua ore întregi, dar nu se poate. Aveți conferință de presă. Oameni buni, urmăriți și conferința de presă, pentru că veți afla și acolo alte lucruri noi. Vă dorim multă baftă, mult succes și să ne mai vedem sănătoși. Doamne, mulțumim, Doamne ajută. Mulțumim.